Doamne, să se risfoase Dumnezeu nostru, binecuvântează pâinea acestea, ofrandele acestea pe care le înmulțește în comuna aceasta, în țara noastră, în România, și în toată lumea. Pe noi care gustăm din aceste ofrande, ne sfințește că sunteți totdeauna, acum și cu vrea și în vecii vecilor. Bine v-am găsit, voi reprezentanții preoților și a cetățenilor și a credincioșilor. Bine v-am găsit. Decizie de investire. Noi, Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în temeiul hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române numărul 13304 din 18 decembrie 2014, în conformitate cu articolul 88 litera N și 70 aliniatul 2 din Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, și având în vedere legea numărul 142 din 1999 și hotărârea numărul 1617 din 2008 cu modificările ulterioare, decidem. Articolul 1. Începând cu data de 1 aprilie 2019, preabucernicul preot Vasile Abaceru se numește în postul de protopop al protopopiatului Sascut, județul Bacău. Articolul 2. Potrivit articolului 71 din Statutul de Organizare și Funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, preacucernicia sa, în calitate de protopop, are următoarele atribuții prin mandat în numele chiriarhului. A. Îndrumă, coordonează și supraveghează activitatea bisericească a parohiilor și filiilor din protopopiat. B. Inspectează cel puțin o dată pe an parohiile, filiile și așezămintele sociale din protopopiat, constatând calitatea vieții religioase, morale și sociale a parohiilor, verifică registrele contabile, arhiva și biblioteca, starea bisericii, a clădirilor bisericești, a cimitirelor, precum și a altor bunuri bisericești. C. Înscrie în registrul de inspecție al parohiei procesul verbal anunțit privind constatările făcute. O copie a acestuia se înaintează centrului eparhial cu raport și propuneri, iar al treilea exemplar rămâne la protocopiat. D. Supraveghează și îndrumă activitatea catehetică misionar-pastorală, culturală și social-filantropică a preoțimii, astfel încât aceasta să se desfășoare în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare bisericești, cu hotărârile Sfântului Sinod și ale organismelor eparhiale. E. Întocmește și prezintă anual permanenței Consiliului Eparhial situația privind bunurile mobile și imobile, proprietăți ale parohiilor și filiilor din cuprinsul protopopiatului. F. Urmărește ca ordinele și dispozițiile autorităților superioare bisericești să fie transmise la timp unităților și personalului bisericesc din protopopiat și să fie aduse la îndeplinire. G. Face propuneri chiriarhului cu privire la suplinirea posturilor vacante de preoți, diacon și cântăreți bisericești. H. Aprobă preoților și diaconilor din protopopiat până la 8 zile pe an din concediu legal de odihnă, asigurând suplinirea parohiei cu un alt preot și informând despre aceasta centrul eparhial.
I aprobă concediul de odihnă personalului neclerical de la parohii și protocopiate, iar pentru personalul clerical înaintează centrului eparhial spre aprobare planificarea concediului anual de odihnă. J. Întocmește un raport anual general despre întreaga viață bisericească din protocopiat, pe care îl înaintează chiriatului și îl face cunoscut preoților din protocopiat la prima conferință administrativă din fiecare an. Avizează asupra tuturor lucrărilor organismelor parohiale care urmează a fi supuse aprobării organismelor eparhiale. El susține acuzarea în cauzele aflate pe rolul consistorului disciplinar protocopesc. M. coordonează, supraveghează și răspunde de activitatea cancelariei administrative a protocopiatului în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, cu dispozițiile date de conducerea eparhială și cu normele legislației civile în vigoare. El întocmește trimestrial un raport pastoral misionar și financiar privind activitatea protocopiatului, pe care îl înaintează pentru aprobare către permanența Consiliului Eparhial. O întocmește bugetul anual al protocopiatului și îl prezintă spre aprobare permanenței Consiliului Eparhial. Propune chiriarcului acordarea de ranguri și distincții de vrednicie clericilor și credincioșilor meritoși. Rugăm pe milostivul Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-i dăruiască spor în slujirea și împlinirea activității pastorale, misionare, culturale și administrative încredințate spre păstorire. Semnează în al preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Binecuvântați! Înalt preasfințite stăpâne! Slavă Sfinte, cele de o ființă de viață făcătoare și nedespărțitei trei, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnul,
să ne bucurăm, să ne veselim într-o dânsă. Hristos a înviat din morți cu moartea, pre moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Hristos a înviat din morți cu moartea, pre moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-ne. Și purea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Fratele nostru acesta, preotul Vasile, și-l frumusețează pe dânsul cu bună cuviință ca să stea el întâi între preoții poporului tău și-l vrednicește să se facă pildă bună celor de după dânsul. Binevoiește, Doamne, ca nevlavie și cu cinste să săvârșească viața într-o bătrânețe bune și pe noi, pe toți, ca un Dumnezeu bun, ne mântuiește. Pierdătorul înțelepciunii și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte! Smerenia noastră, prin harul întru tot Sfântului Duh, te hirotesește pe tine, preacucenice preotul Vasile, protocop al protocopiatului s-ascut. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Dignus est.
importanță dintre autorități, dintre părinți slujitori, dintre tenoriași credincioși ai protopoiatului Săscut, care doresc să adreseze un cuvânt părintelui Vasile și acestei demnități noi în care a fost așezat și cine ar putea să descrie mai bine această complexă slujire de părinte protopop în rândul bisericii decât un frate împreună slujitor în această demnitate. Și am să vă rog cu binecuvântarea mea prezenției voastre părintelui Ioan Borgoanu să adreseze câteva cuvinte și de încurajare și de dezvoltarea acestei deosebite misiuni mai presus de articolele care au fost citite de către din grămata Chiriacului. În al preasfinția voastră, în al preasfințite Părinte Arhiepiscop Ioachim, preacucenice Părinte Vasile, preacucenice Părinte Protopop, nou instalat în protopopiatul Săscut, preacucenici părinți protopopi, preacucenici părinți, membri ai protopopiatului Săscut și ai Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, preacuvioase părinte, preacuvioase maici, iubiți invitați. Ziua de astăzi pentru noi este o zi cu totul deosebită și de istorie, pentru că prin binecuvântarea lui Dumnezeu, ierarhul nostru, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, rânduit de Sfântul Sinod al Bisericii noastre Ortodoxe, cu ascultare și cu conducere în această eparhie, nu face altceva decât în ziua de astăzi să ne aducă nouă din nou conștiința pastorală și conștiința preoției a lui Hristos cel Înviat. Dacă acum câteva zile la Evanghelie se spunea atât de frumos, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și care la neveține ținute vor fi, în al preasfințitor, Părintele nostru, acest lucru l-a făcut astăzi și l-a realizat într-un mod solemn, pentru că lucrarea preoției este înaltă și sfântă, cea mai nobilă și mai importantă misiune pe care omul poate să o aibă pe pământ, aceea de a sluji lui Hristos, de a sluji aproapele, dar mai important ca acest lucru este această slujire liturgică și sfântă în Biserica Slavei. De aceea, momentul acesta pentru noi este atât de important, pentru că noi, preoții care suntem de față, suntem sub ascultarea Părintelui nostru Arhiepiscop. Și în tot ceea ce s-a realizat astăzi, noi nu am văzut decât lucrarea prelungită a mâinilor lui Hristos prin lucrarea mâinilor ierarhului nostru. Iar în mod special, taina aceasta a hirotosiei într-un protoiereu este o lucrare specială care se dă protopopilor cu participare liturgică și participare ierarhului, prin care, prin punerea din nou a mâinilor, se investește acest har printr-o rugăciune, cum foarte frumos scrie acolo, smerenia noastră, smerenia în al preasfințitului Părintelui nostru Ioachim, care a venit în mod special ca să aducă și să instaleze pentru fiecare preot această lucrare ca și pe drumul Emausului. Ierarhul nostru va pleca la un moment dat din această protoierie, dar va rămâne harul său peste Părintele, pentru care noi trebuie să facem ascultare și toți preoții care sunt aici îndrituiți să respecte și să lucreze în misiunea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o Părintului Vasile. Din partea noastră, a tuturor părinților protopop, cu smerenie, pentru că mi-a venit această misiune de a vă înmâna și de a vă spune un cuvânt, dați-mi voie, Părinte Vasile, să vă felicităm, să vă încredințăm de toată dragostea și sprijinul nostru. Să știți că sediul protopopiatului, cum spune în al preasfințitul, nu este undeva la un birou, ci în toate parohiile și în toate locurile în care sunteți chemați spre slujire. Vă mulțumim în al preasfinția voastră pentru alegerea făcută,
pentru harul investit, pentru dragostea și lucrarea învierii pe care ați adus-o din nou în protopopiatul Sascut, pentru că dacă un om al învierii, Părintele Ioan Egoiță, a mers la ceruri să participe la învierea cerească, iată, a rămas într-o lucrare Părintele Vasile și îndemnăm pe toți preoții să facă ascultare sfântă, ca și de ierarhul prezent de față, pentru că toate acțiunile și toate lucrările pe care le face Părintele Protopop sunt cu binecuvântarea Arhiepiscopului nostru Ioachim. În albrăția voastră vă mulțumim, vă prețuim și vă spunem și noi, Hristos a înviat în vecii vecilor. Amin. În albrăția voastră, astăzi la Sfânta Evanghelie, de la Sfânta Liturghie, l-am văzut pe Mântuitorul Hristos pe cale cu Luca și cu Procopam și ne gândim că și Părintele, nou protopop, Părintele Vasile, începe în acest nou drum prin protopopiatul Sascut, deși îl știa de data aceasta într-o demnitate mult mai înaltă. Și ne-am gândit să aducem aici un cuvânt de prețuire și de bun venit din partea unui colaborator, unuia dintre Luca și Cleopa din protopopiatul Sascut. Și cine putea fi mai potrivit decât Părintele Burduja Petru, coleg aici, în Comuna Sascut, cu Părintele și împreună slujitor de atâția ani. În albra Sfinția voastră, preacucernici părinți protopopi, preacucernici părinți, frați, slujitori într-un Domnul, stimate oficialități ale Comunei Sascut, dragi credincioși, ne bucurăm nespus de mult astăzi la acest ceas minunat care este rânduit cu ocazia investirii noului nostru protopop în persoana Părintelui Vasile Avageru prin alegerea în albrea Sfinției voastre și vă mulțumim pentru alegerea pe care ați făcut-o, pentru că Părintele Vasile, așa cum îl cunosc de mulți ani, am fost împreună și în Comisia de Inventariere în prima parte și l-am văzut un preot vrednic de slujire la altar și totodată și un bun chiverisitor și administrator. Mai cu seamă, el, Sfinția sa merita această demnitate de protopop, având în vedere că așa a fost situația prin rânduiala Domnului Dumnezeu. Sfinția sa, având funcția de secretar și cunoscând bine administrația în protopopiat, deci, în altă Sfinția voastră, ați găsit persoana potrivită și ne bucurăm. Noi îl primim cu multă dragoste, noi vă sărutăm mâna și îl vom sprijini, îl vom asculta și îl vom ajuta ca să ducem împreună toate lucrările pe care, în altă Sfinția voastră, le veți rândui de la centrul eparhial împreună cu consilierii din centrul eparhial. Și vă încredințăm că totdeauna noi vom fi supuși slujitori, ascultători și totdeauna ne vom ruga și pentru Părintele nou protopop, așa cum am fost alături și ascultători și de Părintele, și de Părintele de vremnică pomenire Ioan Negoiță, care slujește acum liturghia în Biserica Triumfătoare. Vă sărutăm mâna, Hristos a înviat și Părinte Vasile vă felicităm și suntem alături în ascultare și în sprijinire. În albrea Sfinția voastră, după cum s-a putut observa, memoria Părintelui Ioan Negoiță, primul protopop aici la Sascut, după și cei 34 de ani de slujire în această biserică și parohie,
dar iată și de aproape 10 ani cât am slujit prin încredințarea mea al prezenției voastre ca protocol de Săscut, memoria Părintului este încă vie în inimele tuturor și an al prezenției voastre și a noastră și mai ales a preoților și credincioșilor din acest protocopiat. Am avut în perioada Postului Mare, așa pe lângă durerea noastră sufletească față de păcatele săvârșite, am avut un gând înălțat fiecare dintre noi și către sufletul Părintelui, care, așa cum s-a spus, este acum în liturghia cerească și s-a împărtășit de învierea Mântuitorului Hristos, acolo direct cu cei dragi și cu casnicii lui Dumnezeu. Și avem încredințare că toată slujirea pe care a săvârșit-o și toate ostenirile pe care le-a făcut aici ca un păstor duhovnicesc pentru preoții și credincioșii acestei binecuvântate părți din eparhia protopieriei Săscut, vor avea darul de a-L așeza pe Părintele acolo în demnitatea pe care și noi am recunoscut-o aici pe Pământ și pe care nădăjduim că Dumnezeu i-a dat-o, aceea de a avea sufletul mântuit. Știm și prietenia Domnului Primar, Domnului Ioan, cu acest drag Părinte al nostru, al tuturor, Părintele Protopop Ioan Egoiță, și ca atare pentru recunoștința veșnică, Domnul Primar a săvârșit un act de cinstire locală, care să rămână veșnică pomenirea lui aici pe Pământ și pe lângă numirea străzii principale cu numele Părintelui, a binevoit să-i ofere și această calitate de cetățean de onoare al comunei Săscut. Bineînțeles, faima Părintelui depășește granițele acestei comune și protoierii și este cunoscut pretutindeni, dar iată, Domnul Primar a vrut să statornicească pe veacuri această pomenire. De aceea îi dăm cuvântul Domnului Primar să-și manifeste și un gând de amintire față de Părintele Ioan, poate, dar și un cuvânt de bun venit noului Părinte Protopop. Înalt Preasfințite, sunt pregătit azi mai puțin, dar trebuie să știți un lucru, că eu personal, Consiliul Local, trebuie obligatoriu să vă felicităm pentru gândul și pentru hotărârea care ați luat-o. Pentru că m-a rugat la Bunul Dumnezeu ca Părintele Protopop Habagero să atingă măcar cota Părintului Protopop Ioan Negoiț. Despre cei care s-au dus sus numai vorbe bune, despre noi trebuie să ne obligăm în fața Bunului Dumnezeu să slujim cu credință Biserica Ortodoxă și să nu uite Părintele Vasile niciodată că munca Părintelui Negoiță de peste 35 de ani trebuie să-L onoreze. Despre colegii preoți, cuvinte de laudă. E greu să vorbești după discursul dumneavoastră. Important este că dumneavoastră sunteți în mijlocul nostru și că iubiți Săscutul, care se află la granița de sud al județului Bacău, Săscutul care a oferit acest protocopiat și care nu-i deloc ușor de lujit. Despre Părintele Vasile, Părintele nostru protopop, care astăzi în biserică l-am întrebat de ce vă cuprinde emoțiile. Văd că transpirați, domnul primar. Nu emoțiile mă cuprind și am pus, cred că sunt un pic răcit. Nu, cred că e răcit. Are emoții mari și de acum încolo va avea de slujit credincioșii, care nu sunt puțini. Păcești este o comunitate mare în Alt Preasfințite, o comunitate complexă și pentru asta vă mulțumim că orientarea dumneavoastră a fost excepțional. Despre Părintele
protocol Neguiță o să vorbim toată viața. Lucrul care mă obligă și ne-a obligat pe noi cei din Consiliul Local și de administrația publică locală să luăm cele două măsuri. Mulțumesc părintului consilier că a amintit de aceste lucruri, pentru că este onoare pentru Pâncești să aibă strada principală, preot, protopop, Ioan Negoiț. Iar distinția care am dat-o, hotărârea în unanimitate a Consiliului Local, de cetățean de onoare cu post mortem, ne pare rău că n-am dat-o mai demult, pentru că merita. Se merită acest lucru. Și când dumneavoastră ați rostit aici de patru ori că vrednic este, să știți că și Părintele Protopop Vasile vrednic este. Și avem încrederea că ceea ce a început o să termine și mai avem încrederea că prin slujbele care o să le facă, o să aducă colegii mai aproape și oamenii mai aproape. De asta, în numele Consiliului Local, în numele meu personal, îi urăm succes și acelorlalți colegi care sunt în jur, colegi primari, nouă la număr aici, în fața dumneavoastră, pentru că și noi primari din toată zona care o arondați, suntem prezenți și din punctul nostru de vedere o să facem și noi ascultare, așa că în altă preasfințiție, Dumnezeu să vă dea sănătate că aveți nevoie, să mai veniți la noi, pentru că ne încărcați bateriile pozitiv și mulțumesc pe această cale, doamnei prefect care este aici, a domnului vicepreședinte Bravă și ceilalți colegi care sunt prezenți. Vă mulțumesc încă o dată, să vă dea Dumnezeu sănătate, Hristos a înviat, iar pe Părintele nostru, Protopop Ioan Negoiță, Dumnezeu să-L odihnească acolo celor. Mulțumesc! Amin. Un cuvânt emoționant, un cuvânt și de evocare a personalității Părintele Ioan și cu siguranță o grea misiune de Părinte Protopop nou pe care o primește astăzi ca ascultare Părintele Vasile. Omul potrivit pe care în albă răzinția voastră, sub inspirația dumnezească, ați binecuvântat să-l numiți aici la Protoierea Sascut. Cel care a și stat atâția ani alături de Părintele și care era cel mai potrivit să preia această ascultare ca unul care în această perioadă de grea suferință pentru Părintele a și susținut, așa cum a putut, relația cu Centrul Eparhial, relația cu părinții, relația cu Domnul Primar și toate actele și documentele au trecut și prin mâna Părintelui. Este mai mult o predare așa de suflet și poate și un testament al Părintele Ioan ca noul Părinte Protopop să conducă în continuare cu aceeași târzenie și dragoste, râvnă și devotament spiritual atât treburile administrative cât și credincioși acestei parohii și poate îmi exprim eu în numele domnilor consilieri și a credincioșilor din parohia Pâncești mulțumirea față de înalt preasfinția voastră pentru alegerea binecuvântată și dorită aici la nivelul acestei comunități și recunoscută ca fiind cea mai potrivită pentru binele obștesc și pentru înainte călăuzirea sufletească a păstăriților Părintele Ioan Negoiță. Iată, îl avem înaintea noastră pe Părintele Vasile, Părintele Protopop, pe care îl cunosc de când era preot la parohia Rădoaia și am văzut acolo tinerețea sa pusă toată în slujba acelei parohii. O parohie cu credincioși mai aparte, dar cu dragoste Dumnezeu, datorită râvnei și săvâinței Părintele Vasile și l-am văzut și gospodar, și l-am văzut și duhovnic și slujitor ales, pentru că slujeam deseori Sfintele Liturghii și Tainele Sfântului Maslu împreună și alte rânduieli. Și iată, l-am avut și colaborator în atâtea proiecte sociale și pentru copii pe care le-am dezvoltat împreună. De data aceasta, Părinte Vasile, într-o nouă demnitate,
dar pe care ați pregustat-o pe timpul cât ați fost părinte secretar și acum vă rugăm un gând de emoție, cu siguranță, care vă trece prin suflet și un gând și de recunoștință față de Înalt Preasfințitul Părinte Ioachim și față de noi toți care cu dragoste vă înconjurăm. Înalt Preasfinția voastră, destinse oficialități, preacucenici părinți consilieri, preacucenici părinți protopop, preacucenici preacuvioși părinți, dragi oaspeți, vin înaintea dumneavoastră astăzi, dând slavă lui Dumnezeu, pentru binecuvântarea vieții mele și răspunzând chemării care mi-a fost adresată de Părintele nostru Arhiepiscop Ioachim, o chemare despre care știu că este planul lui Dumnezeu, pe care îl are cu fiecare dintre noi, dar care atunci când se împlinește, ne surprinde pe toți. Această misiune care mi-a fost încredințată astăzi, o primesc cu deplină responsabilitate. Încrederea pe care Înalt Preasfințitul Părintele nostru Ioachim mi-o acordă, împreună cu binecuvântarea arhierească de a prelua cârma protoiriei Sascut, nu vin în urma unor realizări personale ieșite din comun. De aceea primesc această investire ca pe deosebită cinste și în același timp îmi este și o cruce pe care o îmbrățișez, iar crucea nu este ușor de dus. O știu de la Domnul Hristos și viața de zi cu zi ne convinge. Dar teologia ne învață despre cruce că este nedespărțită de Domnul Hristos, iar Domnul Hristos este nedespărțit de Cel care și-o asumă și în El împun nădejdea astăzi și de acum înainte. Vă mărturisesc fără nicio rezervă că pentru această misiune la care Dumnezeu m-a chemat astăzi și de astăzi înainte, nu sunt pregătit întru totul. Am slujit aproape 8 ani în parohia Rădoaia și tot cam atât în parohia Sascuțați Chineni și de acum înainte în această biserică. M-am străduit în tot acest an să devin un preot bun sau mai bun, dar nici de cum un protopop. De aceea am pun nădejdea că Dumnezeu cum va ajuta și îmi deschid inima și mintea spre sfaturile Înalt Preasfințitului Părinte Ioachim, care știu că va fi alături, așa cum mi-a fost încă de la hierotonie, să-i pot îndruma corect și cu mult folos pe cei 70 de preoți ai protopopiatului Sascut, și de asemenea să chivernisesc cu înțelepciune activitatea pastoral-misională, social-filantropică și administrativă a celor 68 de parohii, două mănăstiri și un schit din cuprinsul protoieriei noastre. Vă mulțumesc cu profund respect și cu viață de cunoștință în Înalt Preasfinția voastră. Mulțumesc preacucenicilor părinți consilieri, preacucenicilor părinți protopop care sunt astăzi alături de mine, preacucenicilor și preacuvioșilor și preacuvioaselor maici, tuturor celor prezenți, destinților oaspeți familiei și tuturor credincioșilor care sunt astăzi alături de mine. Așa să ne ajute Dumnezeu. Înalt Preasfinția voastră. Și aici pentru faptul că Maica Domnului mi-a fost alături în toate marile mele încercări și acum, de față, am încercat să facem o reproducere fidelă a icoanei Prădăruința, care este aici în biserică, pictată în anul 1906, adusă de la Sfântul Prădăruță de Asupra Muntea Ascus, pe care o dorim cu toată dragostea și rugăm pe Maica Domnului să vă țină sănătos să vă dăm. Înalt Preasfinția voastră, și eu voiam să vă mulțumesc pentru această încredințare temporară pe care mi-ați dat-o de a fi interimar ca slujitor în postul de protopop aici de Sascut. Vă mulțumesc pentru această cinste și a fost poate modul cel mai frumos de a-mi arăta și eu recunoștința față de grijă Înalt Preasfinției voastre și față de prietenia pe care am avut-o cu Părintele Protopopul Ioan Negoiță și pe care o am în continuare cu Părintele Abageru Vasile, noul protopop de Sascut. De asemenea, mulțumim și părinților care ne-au primit la slujbele oficiate cu atâta dragoste și credincioșilor și vă mărturisesc că am văzut dragostea acestor preoți deosebiți din protoierea Sascut și față de păstorul duhovnicesc care a trecut la cele veșnice, dar
și față de alegerea binecuvântată în al preasfinției voastre a Părintelui Vasile. Crucea este grea, cum a mărturisit Părintele, Duhul suflă unde vrea și în al preasfinția voastră ați îndrumat și ați dirijat această suflare spre Părintele Vasile. Va fi jugul ușor, pentru că se va sprijini pe rugăciunea în al preasfinției voastre, pe toiagul arhieriei voastre, pe experiența și rugăciunea și împreună slujirea și lucrarea noastră a părinților de la Centrul Eparhial și iată a colegilor din această binecuvântată zona eparhiei și cu siguranță la rugăciunile enoreașilor se va adăuga și rugăciunea mamei părintelui, cea care a rămas să ducă mai departe credința în sânul familiei părinților Avagelu. Și toată dragostea noastră se pune acum înaintea în al preasfinției voastre pentru a vă mulțumi pentru crearea acestui binecuvântat plan dus la îndeplinire de Dumnezeu prin mâinile în al preasfinției voastre, de a fi astăzi aici la investirea noului Părinte Protopop Vasile, pe care îl încredințăm că Dumnezeu, dacă așa a binevoit, înseamnă că era de folos pentru noi toți. Și de aceea vă rugăm în al preasfinția voastră să ne dați un cuvânt de binecuvântare, să faceți o concluzie binecuvântată acestei zile de astăzi și să marcați în inimile noastre cu litere de Duh ceea ce mâinile în al preasfinției voastre au reușit să aducă binecuvântarea și harul peste Părintele Vasile. Precucerici părinți inspectori, eparhial, protocop, consilieri, precucerici părinți ai protopopiatului Sascut, Sfinte Domnule Primar, doamnă distinție, doamnă profet, domnule viceșu președinte al Consiliului de Țară, domnilor primari, iubiți credincioși și credincioase. Iată că a treia zi de Paști, sau această zi solemnă, de după Paști, Învierea Domnului, în săptămâna luminată, din punct de vedere liturgic, fiecare zi are o însemnătate teologică, mistagogică, cu totul aparte, pentru că fiecare zi din săptămâna luminată are valoarea unei săptămâni liturgice. Sunt detalii pe care le tipic, dar foarte frecvent credincioșii le simt, chiar dacă nu le știu întru totul. Și această săptămână o petrec într-un fel sau altul, mărturisind învierea nu numai în cadrul familiilor lor, ci merg și la mormintele celor care au trecut și își odihnesc somn de suplie, cu care se comunice în Duh și chiar uneori să vorbească cu ei. Am văzut credincioși care se duc în cimitir și zic, Hristos a înviat. Se pare că unei credințe mai puternice de morții răspund de suplie, pentru faptul că așteaptă cu toții învierea pe obște, așteaptă cu toții să ne întâlnim în transcendentul divin înainte de parosie. E bine, astăzi, în contextul acestor sărbători pascale, iată, a rânduit Dumnezeu să facem investirea în demnitatea de protopop a protopopiatului Sascut. Păi mă regăsesc imediat, parcă îmi vine în minte și mă regăsesc în acel eveniment de acum 9 ani și ceva, când, în aceeași atmosferă duhovnicească, instalam aici cu aceleași atribuțiuni pe protopopul, pe întâiul protopop al protopopiatului Sascut, Părintele de pioasă amintire, Ioan Egoism. E bine, timpul se scurge repede. Și, în general, noi îl percepem actualmente trecând mai repede decât era perceput de către înaintașii noștri, de către bătrânii, de către cei care aveau această prerogativă impusă de către legea morală din sine să transfigureze timpul, nu să-l desfigureze. Noi astăzi cred că nu mai avem timp pentru faptul că nu transfigurăm, nu răscumpărăm vremea, ci mai curând omorâm timpul, omorâm vremea. De aceea zilele rele sunt, cum spune Sfântul Apostol Pavel, ca și o concluzie. Acelui care nu transfigurează, ci desfigurează timpul. E bine, timpul a trecut repede. Cine știa atunci că vom acompania la cele veșnice pe Părintele Protopop. Dar încă de la mormântarea Părintelui, îmi amintesc că hai să fim trei, să privim cu compasiune pe cel care pleacă, însă dinamismul vieții ne obligă ca să mergem, purcedem calea mai departe, sionând prin labirintul acestei vieți,
către Împărăția lui Dumnezeu, căci aceasta este scopul instituției noastre ca biserică divină, ca instituție divină umană și ca biserică care este, de fapt, trupul tainic al Mântuitorului Iisus Hristos. E bine, faptul că am spus, viața noastră, chiar și bisericească, are două segmente. Este cel administrativ și cel hari, sfințitor, învățător. Primul scop al bisericii este aceea de a conduce credincioșii pe calea mântuirii către Împărăția lui Dumnezeu. Deci iată că în biserică avem, mai ales cei care suntem sacerdoți, avem această conștiință. Această conștiință de a împlini cele trei misiuni care de fapt le-a plinit Mântuitor. Și anume, cea învățătorească, cea de conducere și cea, adică cea administrativă, puteam spune mai pe larg și pe înțelesul tuturor, și cea sfințitoare, sacramentală. Pentru faptul că preotul, atunci când este trimis în lume și îi se acordă o comunitate, îi se conferă o comunitate, e bine, el devine un ministru al tainelor lui Dumnezeu. Să fii ministru al tainelor lui Dumnezeu este un lucru extraordinar. Pentru faptul că noi, de acum, avem legătură indisolubile și reală și substanțială cu Iisus Hristos prin tainele Bisericii. Astăzi, în Biserică, s-a citit la Sfânta Liturghie o Evanghelie cu totul aparte. Și nu aș vrea să remarc decât ultimul aspect al acelui eveniment de după Înviere, care l-a primit Mântuitorul Iisus Hristos. Cel care în prima zi a săptămânii s-a adăugat, mergând către Emaus, pe doi ucenici, pe Luca și Cleopa. Și vedeți, ei, acei doi ucenici care urmaseră pe Mântuitorul, când mergeau pe cale cu ei, spune Scriptura, ochii lor erau ținuți să nu-L cunoască. Păi bine, dacă le despați de cineva cu câteva zile înainte, cum de nu-L mai cunoște a doua zi? Și deci ceea ce însemnează că Hristos era același, dar chiar avea stigmatele cuielor în mâini și în picioare, dar El mergea împreună cu El fără să fie cunoscut de către om. Când îl cunoaște, când se cunosc și când se descopere Iisus Hristos, tocmai prin niște semne ale prezenței sale inefabile în lume. Și anume, au mers toată ziua, le-a vorbit lor din Scripturi în ceea ce îl concerna. Și când au ajuns la satul către care se îndrepta, mai bine, cum era seara, acel călător, care era Iisus Hristos în via, se făcea că merge mai departe. E bine, și atunci cei rămâi cu noi, că este seara, și s-a plecat ziua. Și a convenit și a rămas cu El. Și atunci, ce a făcut Iisus? Înainte de, cum facem și noi când ne așezăm la masă, seara sau împreună cu familie, binecuvântăm, să facem rugăciune pentru binecuvântarea pâinii. Așa a făcut-o și El. Și Hristos a făcut același semn de care le-a făcut la cina cea de taină, în foișorul cel înalt, și cum a făcut-o la frângerea, la mulțirea pâinilor. Căci după ce i-a așezat pe ucenici și pe credincioși, pe popor, în cete care reprezentau comunitățile creștine, ei bine, ce a făcut? Acolo a creat Universul Liturgic. Și Hristos, din cei doi pești și cu cinci pâini, a săturat peste mii, peste 10.000 de oameni. Și preotul are această datorie sacră, să administreze tainele lui Dumnezeu, să facă pe Hristos prezent în viața noastră de toate zilele. Cât privește partea administrativă a bisericii, e bine, aceasta este cu totul aparte. Se organizează biserica în manieră umană, adică are regulamente, are statute, care le adaptează, le armonizează potrivit cerințelor și exigențelor societății în care instituția biserică o duce, o face în viața cetății, în societatea de astăzi. Deci, dar și administrația. Noi în biserică încercăm să o facem tot spirituală, mistagogică și vorbim de taina, cele șapte taine prin care se împărtășește Harul lui Dumnezeu și ne pune în raport direct cu Dumnezeu, e bine, de acum administrația sau liturgia de după liturgie. Deci ceea ce a făcut preotul în altar trebuie să continue dincolo de spațiul acestei ecleziastic sacru și să continue ce anume taina opta, care este taina fratelui.
se îngrijește de fiecare și de fiecare ce trebuie, ca și, și apostolii, care au fost invitați atunci când a văzut că societatea era în neputință de a împărtăși, de a hrăni popoarele. Pentru prima dată, Hristos în Evanghelie fixează cadrul social al bisericii. Dați-le voi să mănânce. El știa că noi erau acolo decât 5 pâini și 2 pești. Și cu toate acestea spune ucenicilor, dați-le voi să mănânce. Și atunci omul care era rațional spune, ca și cei de pe mâna, cum se face? Că ochii mei, ochii noștri, am mers toată ziua cu noi și l-am cunoscut. Și atunci, dați-le voi să mănânce, este acela că trebuie să fim, să ne desfășurăm activitatea în contextul zilelor 7. 7 pentru a ajunge la, în ziua 8-a. Și deci dacă în biserică avem 7 taine, cea a fratelui cuprinde pe toate, întrucât ne preocupăm de chipul nemuritor al lui Dumnezeu, iubire care este în fiecare om. Și acela trebuie să-l modelăm, să-l spălăm, să-l facem propriu pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci lucrarea preotului, chiar administrativă, dincolo de biserică, trebuie să fie cu aceeași râmnă, cu aceeași demnitate, pentru faptul că tu nu ești preot doar în biserică, ci ești preot și în afară ei. Și de aceea trebuie să devii un model, dacă se poate, o icoană pentru ceilalți, ca ei, credincioși, văzând faptele tale cele bune, să slăvească pe Dumnezeu între ei preotului. Deci asta este protocopul ăsta. I s-a dat aceasta, i s-a investit această demnitate administrativă, mai curând în biserică, de a administra tainele, de a fi întâi între preoții bisericii și totodată de a se angaja împreună cu preoții, fie la taina fratelor, fie la taina Sfinților, taine prin care îl pune pe om în relație directă cu Dumnezeu. Deci acum, bineînțeles că Părintele Abageru i-a spus că a venit această cruce peste frăția ta, că fratele lui a fugit de aici, din părțile acestea către Bacău, și atunci toată greutatea a venit peste fratele lui, care atunci când l-am trimis la rădoaia, era sceptic. Dar cunoscându-l pe fratele lui, cu câtă demnitate slujește în biserica noastră, atunci m-a gândit că nu poate să fie un bastard în aceeași familie, mai ales că familia Părintelui Abageru este o familie deosebită. Și așa că mi-am pus toată nădejdea în acest părinte care a fost mâna dreaptă sau mâna prelungită a protopopului în protopiatul acesta. Și mi-amintesc că acum, în 9 ani, când investea pe Părintele Negoist aici și pe Părintele Protopop de la Buhuș, Părintele Vasile Cosma, e bine, aceste două protopopiate au devenit un fel de aripi ale eparhiei, pentru faptul că este unul în nord, celălalt în sud. Și aceste două aripi, cu preoții care fac parte din cele două protopopiate, au încercat să zboare. Și, într-adevăr, cele două protopopiate, deși noi, nu că rivalizează, că la noi nu este o rivalitate, nu este o concurență numai decât. Și fiecare se străduiește să fie mai bun. Și iată două protocopiate cu preoții respectiv, care au devenit foarte mature și s-au adăugat și s-au străduit să fie la înălțimea exigențelor și administrative și misionare și pastoral misionare și gospodărești. E bine, iată că aici Părintele Negoiță s-a depășit pe sine și a creat de protocopiatul acesta, într-adevăr, o comunitate. O comunitate care păstrează dialogul spiritual, dialogul social, dialogul economic, administrativ și preoții care fac parte din protopopiatul acesta s-au închegat într-o comunitate încât orice problemă o promulgăm de la centrul eparhial, e bine, aici protopopiatul se împlinește într-un totul și fără echivoc. Așa că sperând că Părintele, învățând din misiunea de protocop a Părintelui Negoiță, credem că Harul va fi îndoit în el, tot așa, ca și Elie. Îi lasă cojocul lui Elisei și atunci se rugă lui Dumnezeu că Harul să fie îndoit. Și așa a fost. E bine, de asemenea, el, Părintele, având de acum o experiență de 16 ani acolo, la Rădoaia, 16 ani de tot, după aceea 8 ani acolo și 8 ani, e bine, iată, este de acum
care a dat dovadă de o maturitate, a dat dovadă de echilibru și am simțit că și preoții și călugării care fac parte în acest protocopiat, că le va primi cu dragoste și va asculta, așa cum a ascultat și celălalt părinte care a plecat la Domnul, chemat înainte de vreme, dar mă rog, noi nu judecăm rațiunile lui Dumnezeu, care sunt oricum imposibil de a penetra în ambițiul lor insondat. Așa că, slavă Domnului, cât privește Părintele Avageru, am nădejde că va fi un protocop ascultător. Ascultător față de preoții, pentru faptul că protocopul este un fel de slujitor al slujitorilor. Și atunci, în cazul acesta, vom conlucra. De obicei, se spune așa, băi, preoții, hai să ne punem bine cu protocopul, că episcopul de la Roma, noi mai vedem. Nu, el este vocea mea sau mâna prelungită a mea, în același timp, voi trebuie să deveniți mâna prelungită a protocopului în parohiile frățiile voastre. Deci aveți identitate toți prin, în Iisus Hristos, prin protocopul ales cu această rugăciune, ceea ce însemnează că el are și o putere harică în ceea ce privește activitatea care trebuie să o desfășurare mai mult administrativă în protocopiatul respectiv. Am toată încrederea că Părintele Vasile, deși tânăr, cu protocopiatul este tânăr, acum va lucra cu un event, va lucra în convergență și va lucra cu multă bucurie în ogorul Domnului pentru faptul că este mult de lucru. I-am dat și ca secretar, m-am lipsit eu de într-un fel de diaconul meu, care era unul dintre cei mai buni, să vină aici pentru faptul că are mai multe veleități și are și darul acesta al cântării psaltice, care cunoaște specialist și le mulțumim. Poate aici va fi cea mai bună școală de catehezi și de cântăreți, care sperăm ca să promulge și să fie școală. Mai sunt 2-3 cântăreți bune aici în protocopiatul acesta, între tinerii de aici în fiar. Și atunci credem că va fi un protocopiat dinamic, așa cum a fost până acum. Ne mulțumim tare mult că a acceptat această demnitate și sperăm că va face în așa măsură încât să se mențină pe linia aceasta de, nu de plutire, că de fapt că noi protocopii din protocopiatele noastre au ridicat ștacheta foarte mult și este o concurență loială și spirituală între protocopiatele noastre și bineînțeles că ia cu una cel care aleargă întâi, dar nu înseamnă că ceilalți care nu li s-a dat cu una, n-au avut pe primul loc, nu au făcut și parcursul respectiv. De aceea pe toți îi felicităm în mod deosebit comuniunea protocopilor în cele 6 protocopiate, care de fapt este și al 7-lea, cu nume așa mai metaforic, l-am făcut noi. Este vorba că avem un protocopiat al țiganilor, un preot țigan de etnie romă și care fac activități în diferite protocopii, în diferite părți ale eparhiei, unde, bineînțeles, romii care au și ei felul lor de a se manifesta, dar în orice caz ei se simt mai bine că sunt în Biserica Ortodoxă. Și atunci, bineînțeles că biserica noastră, iubindu-i, am tradus o liturghie în limba romă și le slujesc în tocmai, nu știu aici, la Rădoaia, dar mă rog, deocamdată aici nu am învățat mare lucru țigani. Dar în orice caz, ca să facem fresca plenară a protocopiatelor din eparhia noastră, Roma, nu știu, Bacău. Bineînțeles, te-au primit toți cu dragoste și preoții și credincioșii, deci nu ai decât să duci mai departe și să faci prezent în lucrarea lui Hristos în lumea aceasta care de fapt este o vale a plângerii, dar în orice caz s-a scut aici, este un centru Moldovei, centru Ortodoxiei din țara de jos a Moldovei și cred că activitatea frăției tale se va evidenția așa cum este cerută de statutul nostru bine definit, canoanele noastre și toate hotărârile pe care le luăm în Sfântul Sinod sau la centru eparhia. E bine, slavă lui Dumnezeu pentru toate și această zi să fie o zi paradigmatică și să dea Dumnezeu ca să nu mai schimbăm protocopul din 10 ani. Să vedem, poate ceva mai... Nu avem timp de învormântare protocopului, ci avem timp de transfigurarea timpului. Așa că slavă Domnului pentru toate credincioșii de aici să îl primească cu demnitate, pentru faptul că s-a apropiat fără o lege scrisă, ci una organică, locală, ca această biserică a Dormirii Maicii Domnului să fie biserica protopopiatului, deși se duce ceva mai încolo. Dar în orice caz,
aici se consideră Biserica Protopopului și atunci de aceea am numit aici ca preot, paroc, pe Părintele Apageru, care împreună cu Părintele Cerbu vor face aici unitate, sinergie și Cerbu îi rău toamna, restul e mai bine. Te ascultă, da. Și atunci, slavă lui Dumnezeu pentru toate, vă mulțumim pentru prezență și domnule primar, aștepte lucrare, conlucrare și conlucrare sinergică cu Părintele Protopop și vă mulțumim, cum spune psalmistul, de-a ție, Domnul, după inima ta și tot să-ți facă să-L plinească. Hristos a viat! Înalt preasfințitului Părintelui nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, dă-i, Doamne, viață, lungă pace cu sănătate, bună sporire cu propovăduirea cuvântului Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos și în conducerea poporului celui binecădincios pe calea mântuirii și îl păsește într-un mulți ani. Amen.
nu întorci față de